Bună seara, copii! Bună seara, copii! N-au nimic? Așa! Și bine ați venit! Să rămână, doamnelor! Vă salut, colegii! Astăzi seară, după cum bine știți, e o zi mare, o zi mirifică, magnifică, o seară de povești. E seara în care toți, indiferent de vârstă, părinți, copii, bunici, așteptăm pe moșul, nu? Da. Deci toți așteptăm pe moșul. Propunerea mea este ca în această seară, haideți să ne transformăm sufletele și să simțim ce simt acești copii. Haideți să intrăm în jocul lor și să fim alături de ei. Haideți să ne bucurăm și, o, Doamne, cât de frumos este să ai un suflet de copil. Adevărat, cinstit și curat. Astăzi seară este seara lor. E o seară în care își doresc să vină moșul. Așa am înțeles. Bun. Dar cum este la noi în armată, și după cum bine știți, există un dar. Acest dar ce înseamnă? Am o veste bună și o veste mai puțin bună, cu care trebuie să încep, copii, că voi sunteți în centru atenției. Cu cea bună, bravo. Bun. Ei, vestea bună este că moșul a auzit că voi sunteți niște copii cuminți. Niște copii care învățați bine, vă ascultați părinții, mâncați tot din parcuriuță ce vi se pune și ce să mai... Este extraordinar. Nu ieșiți din vorba părinților și atunci moșul a hotărât să vină la voi cu cadouri. Și acum vestea proastă. Îmi pare rău, părinților, vă dau vestea proastă. Moșul a auzit că n-ați fost tot mai cuminți, are aceste informații și nu o să vă aduc pe nimic astăzi seara. O să vedeți, dragi copii, că părinților voștri nu o să le aducă moșul lui. Ca să văd și ca să cresc!
Moșoiu, îl știu pe bună, Angelescu Flavius din Laponia. Thank you.